Hello! Am venit, Anisia. Anisia? Ce faci mă acolo? Păi uite ce să fac, vreau să-i scot becul ăsta să pun lumânarea asta în frigider. Păi de ce? Păi tu știi cât consum un bec din ăsta? Cât? Mult! Și lumânările astea sunt mult mai ieftine. Păi și de acum când cauți mâncarea vrei să bagi lumânarea în frigider să o cauți? Da! Deci practic de acum ți-o cauți cu lumânarea în frigider. Hai, lasă că îl scot eu mai târziu. Da. Deci, este ceva de mâncare? Este, dar trebuie preparată. Deci n-ai preparat nimica? Nu, că consum în gaz. Așa, și vrei să nu mai mâncăm sau cum? Uite, de curând am văzut un documentar că se poate mânca carnea crudă fără probleme. E, mai rău e când trebuie să te duci la baie, dar doar atât. În fine, dar cu întunericul ăsta ce-i? Cu toate lumânările astea aprinse și becul de la intrare de ce nu merge? S-o ars-o? Păi tu nu ai văzut cât s-a scumpit lumina? Da, atunci am consumat mai puțin becul, dar doar nu vrei să stăm prin întuneric, nu? Ba da! Păi și cât timp vrei să stai prin întuneric? Așa, o perioadă, puțin. Cât? Până la primăvară, când se înlungește ziua. Ce mă? Dar lasă-mi e problemă, că și așa te culci la 10. Păi dar nu poți să stai prin întuneric, că ai nevoie să vezi când umbli prin casă noaptea, nu? Da, dar unde vrei tu să umbli noaptea? Pe unde vrei să mergi? La baie, na, poftim. Nu te mai duci și nu mai bei seara apă și cu ocazia asta faci și economii la apă. Bă, Anisa, nu poți să nu mai bei apă pentru economii, că îți faci mai mult rău. Atunci faci mogaur în tavan, în acoperiș, punem un geam și când este lună plină, atunci ai să te duci la baie. O să fie lună nouă și Mercur retrograd, îți pune să duci la baie și gata. Și am liber la pișat. Da. Și dacă 3 luni de zile în ora, ce fac? E, în cazul ăsta cumpărăm așternuturi impermeabili și poți să faci ce vrei tu, pipi și așa e la modă, știi? Cum a făcut și soția lui Johnny Depp. Măi, fată, și cum speli mașternuturile alea, mă, că și mașina de spălat tot pe curent funcționează, nu? Ce mașină? Ce mașină? Aia din baie, ce mașină de spălat? Păi pe aia nu mai avem. De ce? Am vândut-o. Poftim? De ce? Păi ca să facem economii, de acum o să ne spălăm hainele la râu. La ce râu, mă, femei? Cum să speli la râu? La ce râu? La de după deal. Care, mă, râu de la 7 km? Dar mai mult consum benzină dacă mă duc mașina până acolo. Ei, atunci o să așteptăm apa de ploaie și o să le spălăm în ploaie. Și gata. Bă, eu înțeleg că tu vrei să mai faci economii și înțeleg. E scump, trebuie să facem economii. Dar nu poți stai tot curentul dintr-o dată. Că nu poți trăi, nu, viața nu funcționează așa. Nu poți trăiești așa. De ce? Bunicii noștri cum au trăit? Greu, foarte greu au trăit. Da, până la urmă a trăit, nu? Uite cum faci. Hai să faci mai multe economii luna asta și dacă nu-ți convine și tot apare mult la cheltuieli, tăiem și mai mult la viitoare. Ce zici? Uite, am eu altă idee. Stăm prin tuneric și în momentul în care nu mai poți și nu mai poți, deschizi și tu un bec și gata. Ce? Mă, femeie, dar nu pot să nu folosesc deloc electricitate, că, de exemplu, am nevoie de încărcare la telefon, dacă mă sună șeful, ce fac, nu-i răspund? Atunci ai să te duci la vecinul și o să-ți încarci telefonul acolo și cu ocazia asta vezi și știrile. Și-mi zici și mie știrile. Și tu ce faci, stai acasă și mă aștepți pe întuneric? Nu. A, nu, eu am să mă duc la vecina, dar ea nu se uită la știri, se uită la Suleiman Magnifico. Așa că atunci când o să ajungem noi acasă, numai bine, că eu o să-ți povestesc Suleiman Magnifico și tu ai să-mi povestești știrile. E, și cu ocazia asta este și comunicare în relații. O să ne salvezi și relația, crede-mă. Mă, femeie, tu ești sănătoasă la... Uite, chiar vecina mă sună. Da, da, vecine. Da, da, suntem acasă, da. Da, sigur, vină, vină, dacă vrei, sigur, nu-i problemă. Da. Nu, chiar vecinul era. O zic că dacă vrea să treacă pe la noi, dacă... Na, nu știu, vrea să întrebi ceva, nu știu ce. Aaa, fii atent! Cred că ăsta vrea să-și încarce telefonul la noi. Sună-l din nou și zic că o să-i duci tu la el, pentru că, uite, așa o să ne bage în plus la consum. Sună-l repede, hai, hai, sună-l acum! Nu pot să-l sun, potolește-te, lasă-l să vină, Doamne iartă, m-ai nebunit. Dar tu chiar ai fundul mașina spălat? Da! Păi și cum ai spălat, mă, femeie, hainele? În ploaie! În ce ploaie? Că nu mai ploua de 3 luni de zile! E? Atunci știi ce ai de făcut. Să-i dracu cu sculpturile voastre, că numai din vina voastră nebunit, Alicia. Poate.
A venit și ploaia. Am venit degeaba.